Cuvintele Mântuitorului Hristos, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu, sunt împlinite și de parohia Sfântul Ștefan cel Mare din cartierul Prater al Vienei. În acest sens, comunitatea parohială desfășoară diverse activități pentru a-i apropia pe copii de Dumnezeu și de valorile românești. Printre acestea se numără și atelierul de pictură pe sticlă, organizat în perioada postului nașterii Domnului. Prima parte a atelierului de pictură pe sticlă din parohia românească Sfântul Ștefan cel Mare din Viena a avut loc sâmbătă. Activitatea va continua sâmbăta viitoare, urmând ca icoanele pictate de copii să fie sfințite la sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului. Invitatul parohiei pentru acest proiect a fost părintele iconar Răzvan Florin Gască, inițiatorul și coordonatorul atelierului de iconografie Teofania din Viena și preot paroh al Bisericii Românești din Wiener-Neustadt. Dacă Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cea mai frumoasă artă este arta educației, după această artă educației am putea să spunem că următoarea ar fi arta iconografiei, în care omul, avându-L pe Dumnezeu în sufletul lui și fiind în tradiția și în credința adevărată, îl transpune pe Dumnezeu și învățătura Scripturii și chipul Sfinților în imagine, în icoană. Și acele chipuri sunt chipuri care trimit tot timpul către Dumnezeu și îl ajută pe om să fie viu cu adevărat în Hristos. Faptul că sunt atât de mulți copii, am fost cumva asaltați de copii, e foarte greu să lucrez cu mulți copii, e un efort foarte mare, dar și bucuria este foarte mare și chiar dacă cei mici învață tehnica icoanei, învață desen, învață să se roage, învață faptul că iconografia e o lucrare sfântă și lucrare sfântă înseamnă o lucrare a omului împreună cu Dumnezeu și au ocazia aceasta de a participa, de a face ei înșiși o lucrare sfântă și învață lucrurile acestea de la noi și noi avem foarte, foarte mult de învățat de la ei, de la sufletul lor curat, de la puritatea inimii lor, de la simplitatea și curăția cu care Dumnezeu este prezent în inima lor. La acest atelier au participat peste 50 de copii de diferite vârste care au fost supravegheați de Nicoleta Liche, profesor de limba română, de părintele paroh Emanuel Nuțu, precum și de alți preoți și voluntari. Acest atelier de pictură pe care l-am organizat astăzi și care va continua și săptămâna viitoare face parte din activitățile pe care le organizăm în cadrul parohiei noastre pentru copilașii noștri. Scopul principal al acestor activități săptămânale este în primul rând apropierea copiilor și a părinților lor de Sfânta Biserică, dar la fel de important pentru noi este ca acești copii să învețe, să aprofundeze, să păstreze limba maternă. De aceea noi ne bucurăm foarte mult că doamna profesoară Nicoleta Liche investește foarte mult timp și folosește metode apreciate de copii astfel încât ei să învețe și să aprofundeze limba maternă. Și pe lângă limba română, noi organizăm și ora de religie, tot folosind limba română, pentru ca acești copii să pătrundă în tainele credinței și să primească răspuns la întrebările pe care le au referitor la credința în care s-au născut și în care au fost botezați. Însă, din când în când, pe lângă limba română și ora de religie, organizăm aceste activități creative care sunt foarte plăcute copiilor, iar acum, după ce câteva săptămâni în urmă am realizat cu ei un curs de facere a prescurii și a pătrunderii în taina Sfintei Liturghii și apoi am făcut și o vizită în vii pentru a învăța despre al doilea element pe care îl folosim la Sfânta Liturghie, vinul. Iată că astăzi, cu ajutorul părintelui iconar Răzvan Gască, care a răspuns invitației noastre, am organizat acest atelier de pictură. După ce vor fi sfințite, icoanele pictate de copii vor putea fi luate acasă pentru a fi păstrate ca amintire.